Bună ziua! În contextul Zilei Mondiale a Diabetului, vă propun să vă prezint tema hipoglicemia, care se încadrează în patologia diabetului zaharat. Ce este hipoglicemia? Înțelegem prin hipoglicemie un sindrom clinic care denotă scăderea nivelului glucozei în sânge sub 3,9 mmol/L. De ce apare hipoglicemia? Pentru că nu ați respectat orarul meselor, aveți perioade de post, administrați o cantitate prea mare de medicamente hipoglicemiante sau injectați o doză prea mare de insulină, aceste lucruri necesită precauție din partea dumneavoastră. Efectuați un efort fizic neobișnuit pentru dumneavoastră, aveți careva tulburări digestive la moment, cum ar fi diaree sau vărsături, și consumul de alcool, la fel, poate fi o cauză. Cum recunoaștem hipoglicemia? Hipoglicemia poate fi ușoară și primele semne ar fi transpirațiile, tremurături, paloarea feței, agitație, nervozitate. Apoi se instalează hipoglicemia medie, ce denotă confuzie, incapacitate de concentrare, tulburări de vedere, amorțeli la nivelul buzelor și sau apcioarelor, comportament ciudat, neobișnuit. Coma hipoglicemică, una din cele mai severe complicații ale hipoglicemiei, se caracterizează prin pierderea de conștiință și eventual prezența convulsiilor. Urmărim în acest slide hipoglicemia și hiperglicemia. Deci hipoglicemie, pentru hipoglicemie vedem următoarele semne: tremurul, amețeală, nervozitate, transpirație excesivă, foame, durerea de cap, față palidă, neîndemnare, confuzie, deficit de atenție, mâncărimi în jurul gurii, leșină. Pentru hiperglicemie, deci avem drumuri dese la toaletă, sete, oboseală, slăbiciune, vedere însetoșată, senzație de foame după masă. Hipoglicemia se poate instala și noaptea, în somn, și se manifestă anume prin transpirații, coșmaruri, somn agitat, cefalee, și hiperglicemie post-hipoglicemică matinală la pacienții cu reacție contrainsulară postrată. Ce trebuie să știm? Că pacienții care au mai mulți ani de istoric de diabet zaharat, de compensat și au și afectarea cardiovasculară, neurologică, pot să nu sesizeze primele semne ale hipoglicemiei. În acest motiv, este necesar măsurarea nivelului glucozei în sânge seara înainte de culcare, chiar și la 3 noaptea și deja dimineața. Ce trebuie să facem în caz de hipoglicemie? Când simțim careva semne caracteristice pentru hipoglicemie, ne testăm nivelul glucozei în sânge. Dacă valoarea glicemiei este mai mică de 3,9 mmol/L, consumați 15-20 grame hidrați de carbon din fructe sau suc de fructe. Dacă starea dumneavoastră nu se îmbunătățește în aproximativ 15 minute, consumați 2 lingurițe de zahăr, miere sau dulceață. Dacă semnele apar în condiții în care nu vă puteți testa glicemia, atunci consumați suc de fructe sau fructe și peste 10-15 minute urmăriți cum vă simțiți dacă semnele dispar. Imediat ce vă simțiți mai bine, trebuie să luați o mică gustare pentru a evita o nouă reacție de scădere a glicemiei. Nu consumați alimente dulci care conțin lipide, cum ar fi ciocolata, tortul, prăjiturile, pateurile, pentru că lipidele încetinesc absorpția glucozei și nu vom avea un tratament eficient al hipoglicemiei. În oricare din situațiile prezentate, după depistarea momentului hipoglicemiei, testați-vă glicemia din nou peste 2 ore, pentru că pot fi hipoglicemii prelungite. Și nu vă urcați la volan după hipoglicemie fără a vă testa glicemia în prealabil.
Trebuie să știți că colegii, prietenii dumneavoastră, rudele, trebuie să fie informați în privința afecțiunii dumneavoastră. Și în caz că nu vă puteți autodeservi, ei să vă ajute, solicitând ambulanța. Și nu uitați să anunțați medicul care vă îngrijește despre apariția hipoglicemiei. Vă mulțumesc pentru atenție!